Majorarea salariului minim pe economie la 850 de lei de la 1 ianuarie 2014 vine și cu un dezavantaj, respectiv creșterea amenzilor rutiere, deoarece valoarea punctului de amendă reprezintă 10% din salariu. Astfel, cea mai mică amendă nu va mai fi de 160 de lei, ci de 170 de lei, iar cele mai mari amenzi vor fi cuprinse între 1785 de lei și 8500 de lei. De la 1 ianuarie, valoarea unui punct amendă este de 85 de lei, iar de la 1 iulie, când se anunță o altă majorare a salariului minim pe economie, 90 de lei. Așa că șoferii indisciplinați vor trebui să acorde mai multă atenție în trafic dacă nu vor să scoată din buzunare 10% din salariu. Clasele de sancțiuni prevăzute de lege se împart în 5 categorii în funcție de gravitatea contravenției. Astfel, în clasa 1 de sancțiuni, unde sunt aplicate 2 sau 3 puncte de amendă, se află și nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță, nerespectarea semnalizării la schimbarea direcției de mers, precum și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu defecțiuni tehnice. Sancțiunile la care se aplică 4 sau 5 puncte amendă sunt încadrate în clasa a doua, printre acestea aflându-se nerespectarea indicatoarelor și marcajelor de obligare și conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și stingător de incendii omologate. În ultimele 3 clase, la care se aplică de la 6 până la 100 de puncte amendă, sunt contravențiile care au un grad de gravitate mai ridicat, cum ar fi staționarea neregulamentară pe drumurile publice în condiții de vizibilitate redusă, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat, precum și lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor.